În sfârșit, bună seara, dragii mei, cu soare, lună, venit, nodul nord în Peștișor. Bună seara și să vă dau, vă dau un cadou, să vă încânt un pic. Rămâne de văzut ce vor apare în cărțile care vor să se arate, ce ne trimit îngerii ca și mesaj, dar, dragii mei, închipuiți-vă că mirosiți acest buchițel de floricele, acest liliac. Am fost afară, fac pauză între etalări pentru că nu pot să lucrez așa la foc continui. Continu, mai ales că ați văzut ultimile, au fost cu multe clarificări. Eu zic că necesare. Da, și am fost în grădină și am mirosit liliacul, lacrămioarele care au apărut și alte floricele pe care le am prin curte. Așa. Ok, doki, ok, doki. Dragii mei peștișori, hai să vedem ce arată cărțile. În primul și în primul rând, energia generală, 9 de aer. Nu e obligatoriu să fiți voi, poate să fie altcineva. Cu marcaj în semn de aer, care se gândește intens, care își face griji. Poate și voi vă faceți griji într-o privință, într-o dragoste în care trebuie să îndurați foarte mult. Pentru că aveți mesaje de la îngeri, dragostea îndură. Și cum v-am spus de nu știu câte ori, cred că a mai apărut de-a lungul timpului această carte. Asta mi-aduce aminte de 1 Corinte cu 13. Dragostea este îndelung răbdătoare, la 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 la. Deci, dragostea nu renunță și nu își pierde credința. Dragostea este plină de speranță și stă în fața fiecărei situații, stă dreaptă în fața fiecărei provocări, da? Practicați compasiunea. Trebuie să înțelegeți pe cineva care are probabil un stres teribil și din cauza asta nu manifestă ceea ce vă așteptați voi să manifeste. Evident că poate să fie și invers, dar eu vorbesc acum pentru peștișorii evoluați, treji, care... În fine, vom vedea pentru cine vorbesc, dar cred că în mod special pentru oameni maturi, da? Iar aveți răbdare, ați avut răbdare, ați îndurat mult în dragoste. Probabil că veți mai îndura, că asta de fapt înseamnă dragoste, da? Dragostea nu se manifestă așa ușor și nici durerile nu trec ușor, dar aveți credință. De câte ori vi se zice, da? Aveți credință, aveți răbdare, practicați compasiunea pentru că și ei trebuie să treacă prin niște transformări și ei trebuie să ia niște decizii. Totuși, o nouă dragoste. Acum poate să fie un nou stadiu în iubirea voastră, dar posibil... interesant totuși, da. Sunteți între două povești unii dintre voi. O poveste care ați îndurat foarte mult și o nouă dragoste care se manifestă. Îmbrățișați oportunitatea de a iubi, de a vă iubi, acum sunt un pic obosită, de a iubi ceea ce faceți și de a crește spiritual. 2 și cu 6, 8, iar o transformare, da? E o iubire care vă transformă, e o iubire care pică ca din cer, te aștept ca din cer, interesant, cum era Loredana Groza, te aștept ca din cer. Îmbrățișați această iubire, dar nu uitați că pentru această iubire nu e suficient să iubești, trebuie să se materializeze, trebuie să aveți multă răbdare, iar 1 și cu 7, 8, de două ori 8, 8, 8, că tot am văzut în ultima vreme, 8, 8, 7, 7, da? Aveți credință, răbdare, practicați compasiunea și față de voi și față de ceilalți. Și eventual în această nouă dragoste aveți de îndurat multe pentru că trebuie să vă transformați. Voi, ei, amândoi și o grămadă de lume, da? 9 de spade. Aș vrea din tot sufletul să nu fiți voi îngrijorați, deși știu că sunt mulți peștișori îngrijorați. Dar posibil este și altcineva. Dacă este o dragoste atât de profundă, posibil să fie și telepatie și oglindire și atunci încercați să vă relaxați, să aveți credință ca și ei să se relaxeze și să aibă credință, da? Frumos. Cineva a crescut, cineva a manifestat cu mâinile închise și trebuie să se descătușeze și să primea... Interesant, 2 nuferi. Oho! Aici este un nufăr la aveți răbdare și aici este un alt nufăr. Această dragoste trebuie să crească și știți, nufărul are o rădăcină foarte lungă, crește din amol până la suprafață, îi ia ceva timp.
E o dorință foarte intensă, 20. 20 pentru, mi-aduce aminte de arcana judecății, da? De renaștere, o dorință care renaște, renaște periodic, dar trebuie să se și transforme, ca asta înseamnă renaștere, da? Moarte și renaștere, trebuie transformată la nivel primar, egotic, vizionar. Sunt multe etape prin care această dorință a cuiva trebuie să treacă ca să ajungă la un anumit nivel, ca să vă puteți întâlni, da? Degeaba vă dorește. Dacă nu vă înțelege, dacă nu are viziune, dacă nu are încredere, dacă nu manifestă în practică și Capricornul, dacă nu exprimă stabilitate și pasiune, da? Degeaba, degeaba, degeaba. Este acest tată, împăratul divin. Da, împăratul, vreau să zic bărbatul divin, împăratul, da? Aici este numărul 5, nu e numărul 4, Cantarul, dar nu contează. Posibil acest personaj simte la nivel emoțional și intelectual, emoții și intelect, că trebuie să vină echilibrat înspre voi, chiar dacă are această pasiune și din acest motiv apar 9 de spade. Nu cred că ține de boală, cred că ține de un stres, de un univers mental, da? Și de un fel de a manifesta care trebuie transformat. Un univers mental care trebuie schimbat, reprogramat. Pentru că dacă gândești stresat, manifesti stres, da? Dacă dorești din ego, nu o să se poată manifesta iubire, se manifestă pasiune, obsesie, altceva, da? Ei, și acest bărbat sau personaj, poate și să fie și femeie, dar eu țin să cred că totuși e un bărbat care vrea să fie soț, care vrea să fie tată, vrea să fie asumat. Ia 10 de spade, care tot așa trebuie să se transforme, 10 și 9, trebuie să se transforme într-o direcție în care se apreciază, îi apreciază, apreciază femeia, da? Că în general sunt bărbați care nu apreciază femeia, o consideră ca pe un obiect, da? Obiect sexual, obiectul dorințelor lor intime, dar și aici trebuie transformat ceva, voi, ei, dar simt că, da, variază, în general. Variază. Depinde unde sunteți în stadiul evoluției voastre, dar voi selectați informațiile. Am văzut de foarte multe ori această moarte în timp ce am amestecat cărțile. Am văzut lacrimi, iar 5 de cupe și regele de spade, da? Știți bine, da? Tatiana, știm, da? Regele de spade, ai plâns după el, știm. Dar se pare că și ei plâng. Este o împărăteasă, împăratul și împărăteasa, perechea divină. Și unul și celălalt plânge, dar trebuie să se transforme. Acest personaj trebuie să se transforme, bărbat, femeie. Dacă vede dragostea doar din perspectivă materială, senzuală, erotică, nu-i suficient. Dragostea înseamnă mult mai mult, înseamnă compasiune, înseamnă asumare, înseamnă mult. Și acest personaj regretă, plânge. O atitudine, repet, poate să fie o atitudine egoistă, da? Că împărăteasa uneori poate să fie și egoistă. Da, să-și dorească lucrușoare, să dorească să fie apreciată, să dorească să trăiască în confort, da? Și când iubești iubirea, iubirea aia intensă te transformă, da? Și la capătul setului de cărți ce aveți? Fericire, dragoste, idealul acesta, da? Dar ce interesant, ia uite, 10 de cupe, steaua, asul de cupe, o nouă dragoste. O dragoste predestinată, care se va împlini într-o relație. Dar, ia uitați pe nenea împăratul. Ia uitați-l aici, împăratul, împăratul. Aici este, am zis, acest împărat trebuie să-și echilibreze emoțiile și intelectul, pentru că trece prin multe conflicte, da? Aici este semn de apă, acolo este semn de aer. Trebuie să se echilibreze în această și ce înseamnă judecata, 20 ani vorbeam de judecată, trebuie să renască. Și vorbim în continuare, acest împărat are conflicte interioare. Cum să meargă spre destinul său, spre steaua, că voi sunteți aia steaua lor, destinul lor. Da, așa simte acest împărat. Poate că aceasta e o iubire în care ați îndurat foarte mult și vine o alta. Doamne, ajută pentru peștișor să vină cineva care într-adevăr vă apreciază, că am zis că sunt și două variante. Ori se renaște cea veche, ori vine una nouă, deși zice nouă, dar nouă înseamnă multe. Da? Și iubirea asta nouă vine din direcția acestui împărat, cu fitaur, cu fi berbec.
cu fie altă zodie. Un bărbat care vrea să reprezinte într-adevăr totul pentru voi. Vrea să vă protejeze, e dispus să lupte, să meargă, da? Să meargă către stea, că voi sunteți stea. Conștientizează că după o lungă așteptare, după ce s-a abținut, s-a reținut, a fost, iau-te, că așa face împăratul uneori, a ținut de egoul său într-un mod atât de intens încât a devenit toxic în neexprimarea emoțiilor, da? Și totuși, acest personaj simte, ia uitați, 4 de bâte și soale, simte multă bucurie în preajma voastră, multă bucurie. Pentru unii, posibil acest personaj să aibă Venus în berbec, asta e cartea mea pentru Venus în berbec și nu doar a mea, să aibă planete sau aspecte, unul dintre voi, nu neapărat, poate voi aveți Venus în berbec, da? Sunt și peștișori de ăștia, eu am un vărsător. Ok, deci nu e vorba de mine, e vorba de altcineva pentru mine. Așa, deci acest personaj are Venus în berbec. Are niște adicții. În primul rând, adicția față de egoul său, față de tradiții, interesant. Și chiar dacă nu e față de tradiții, are în preajmă un personaj, o educație, un personaj în familie, vreau să zic, foarte rigid, materialist, care îl ține într-o energie toxică. Chiar dacă nu. Și totuși își dorește, am zis, că simte multă bucurie, simte. Ia uite, 10 de cupe, stea, asul de cupe, 4 de bâte, soarele, da? Simte că în preajma voastră se schimbă energia. Poate să meargă într-o nouă direcție, să manifeste altceva, da? Nu restricții, nu energii toxice, nu așteptări, nu relații karmice, da, poate să aibă o relație karmică, da? Și totuși, da? Se schimbă situația, se schimbă energia, vrea să muncească. Poate că v-ați întâlnit la locul de muncă al uneia, poate că preîmpărăteasă, erați singuri și v-ați întâlnit la locul de muncă și energia, da, vedeți, da, și pot spune o poveste întreagă, da? Și-a dorit să vină să exprime emoții, da, își face griji, uite, își face griji. Evident că poate să fie și invers, dacă vreți. Ia uite, 9 și 10. Poate că aceste dureri și griji sunt și din alte motive, dar, în primul rând, din cauza dragostei, această întâlnire a venit. Mă mir că nu apare și turnul. A venit. A venit tocmai ca să înțeleagă cineva o lecție spirituală, să înțeleagă lucruri mai profunde, de fapt, ce înseamnă dragostea, da? Și uite, așa aș mai vorbi o grămadă. Hai să vedem, totuși n-am început etalarea, dragii mei peștișori. Ia să vedem. Am zis că e posibil să fie două povești. Una după care ați plâns și s-a încheiat și să înceapă alta. Sau să renască, că totuși este judecata renaștere. Hai să vedem. Peștișori, soare, luna, Venus, ascendent, nodul nord în peștișori. Bă, și nebună. Dorința cuiva de a o lua de la zero. Mai 2021. Central. Valetul de bute. E această atracție. Există această atracție. Posibil personajul de care sunteți atrași. Bine, evident că există și un copil. Pentru unii poate să fie un copil. Trebuie să iau în considerare și chestiunea asta. Ori un personaj mai tânăr decât voi. Valetul de bute. Poate un pic imatur, dar simpatic în felul lor, original, plin de dorință. Dorință, da. Și chiar dacă nu-i mai tânăr, are această atitudine tinerească sau felul în care își exprimă dorința este mai imatur. Asta e adevărul. Asta e. Mai vedem. O provocare este îndrăgostit. Sunt acești îndrăgostiți. Dacă voi simțiți atracție pentru cineva, trebuie să alegeți. Rămâne să vedem ce să alegeți. Poate că aveți pe cineva cu marcaj în semn de foc, în mod special berbec, pentru că e o bâtă, da? Primul zodie, da? Dar poate să fie și leu și săgetător. Și aveți, nu neapărat în paralel, da? Aveți pe cineva, altcineva, sau există în preajma voastră altcineva care vă dorește sau de care sunteți îndrăgostiți, care are marcaj în gemeni. Da? Vedeți. Marcaj, încerc să mă obișnuiesc
să zic marca și nu mai zic zodie, pentru că nu-i bine să zic zodie. Wow, 10 de spade. Da, știm că de aici dragostea îndură. Ați trecut, măi, ați trecut prin foarte multe. Dar păstrați-vă spiritul, da? Acela frumos jupiterian, neptunian, idealismul. Păstrați-vă, vedeți? 10 de spade. Dureri mari. Trădare. Trădări, jigniri, suferință fizică, 8 de monede. În ultima vreme v-ați concentrat pe muncă și normal. V-ați transformat muncind și adăugând diferite, și știu că și am făcut, diferite abilități. Ați mai învățat câte ceva? V-ați concentrat pe stabilitatea voastră financiară? Ați direcționat acest foc, această pasiune care e în sufletul vostru, că este central, e un foc central, aveți o pasiune teribilă, ați direcționat în muncă, tocmai ca să fiți productivi și e bine? Tocmai ca să mergeți la 8 către 9, către independență, către starea de preîmpărăteasă, către o oarecare abundență, da? Am zis ce frumos 8 cu 9, yes! Da, și am zis yes e cu monede și yes e și cu dragoste, da? Ați văzut manicurea mea, ce frumos am toți ași și credința am. Ok, sunt un magician adevărat și mare preoteasă. Deci în viitor, 9 de monede. Vom vedea ce se întâmplă. În ultima vreme ceva la locul de muncă, al vostru, al lor, sau pur și simplu munca voastră, în viitor vă va aduce această stare de independență. Și fiind independenți, vă simțiți și voi mai bine. Veți primi și apreciere, veți arăta mai bine cu Venus. Da, dacă este un semn de pământ, rămâne de văzut. Variază și asta. În trecut să fi fost un semn de aer, în trecut o apropia să apară cineva cu marcaj, dar zic marcaj, nu neapărat zodie, marcaj de pământ, variază. O extraordinar, iar 9 de spade. Deci până la urmă asta e energia generală, cărțile nu mint, măi. Nu mint. În prezent este 9 de spade. Dragostea îndură. Vă faceți griji. Știu cum e. Dar, dragii mei, eu zic să renunțați ca să nu vă întoarceți iar în această poziție. Că ați mai fost, nu meritați. Poți să ai răbdare și având credință. Și în momentul în care îți faci griji, dragii mei, nu manifesti credință. Aici este păcatul. Când ne facem prea multe griji, nu manifestăm credința. Dacă aveți probleme de sănătate, eu sper că le învingeți cu acest vale de bâte, totuși e o energie pozitivă. Asul de monede, sfatul. Începeți ceva, 8 și 1, un nou proiect sau poate o nouă relație cu cineva, 8 și cu 1, 9. Posibil să fie proiect financiar sau un proiect creativ care vă mai adaugă niște finanțe, suficient cât să, da, o cunoască, să vă mai salte către această independență. Dar vedem, vom clarifica, poate să fie și o nouă relație cu potențial de stabilitate în viitor. Și atunci 9 și cu 1 devine 10. Dar nu vrem doar monede, da? Vrem și emoții, vrem și pasiune, vrem și tot. Și adevăr. Valetul de cupe, cineva, o, ce drăguț, din exterior nu sunteți voi. Multă lume zice că valetul de cupe e peștișor. Nu neapărat. Nu, e influența exterioară. Cineva vrea să comunice emoțiile. Ce frumos. Și o persoană mai tânără, da? Ia uite, probabil care, față de care simțiți și voi atracție. Dar rămâne de văzut cine își face grijă aici, voi sau ei. Vai, 10 de cupe în poziția fricilor, aici este că dacă stați în stres, nu puteți să manifestați euforie, logic, pentru că manifestați stres. Mai, de-aia v-am adus floricica. Ia, unde e? Închipuiți-vă, visați un pic că mirosiți acest liliac. Și duceți-vă și voi cu gândul departe. Cum? Da? Nu mai stați în stres, dragii mei. E în poziția fricilor, 10 de cupe. Pentru că ați trecut prin atât de multe suferințe, aveți impresia că nu o să se mai întâmple niciodată. Dar aveți niște lecții de învățat, da? Aveți niște lecții de învățat. Am zis că e o lecție, o chestie de spiritualitate, steaua.
În primul rând, vă doresc vindecare dacă aveți niște problemuțe de sănătate, nu? Clar, vă doriți, că asta e poziția dorințelor, vă doriți să vă echilibrați emoțional, vă doriți să vă întâlniți persoana predestinată, aici este îndrăgostiții, flacăra geamănă, sufletul pereche, darmic. Aici este provocarea. Pentru unii posibil să fie cineva cu marcaj, da? Așa cum și eu am marcaj, da? Marcaj învărsător, posibil. Pentru unii, posibil că vă doriți o persoană publică sau poate personajul pe care vi-l doriți este public. Acum rămâne de văzut dacă știți sau nu știți că e public. Dar trecând peste aceste lucruri, vă doriți un personaj care, din păcate, e cam la distanță. Dar vreți să vină eventual și să echilibrați lucrurile dintre voi. Vom vedea ce-o fi la clarificare. Ai, moți, mă bucur, mă! Pentru voi, nu doar pentru mine, mă! Asul de cupe. Am zis, dacă e vorba de o problemă de sănătate, vă vindecați. Clar, asul de cupe înseamnă vindecare. Pentru că inima voastră încă e tânără, măi. Inima voastră, sunt tânăr, doamnă, sunt tânăr. Vă aduceți aminte povestea aia, o să o pun la comentarii. Sunt tânăr, doamnă. Ah, doamne, Dumnezeu să-l ierte pe acel actor. Vai, ce frumos. Da, dragoste și nouă dragoste. Și pasiune și aici este alegeți dragostea sau stați în stres. Pentru că cineva v-a stresat cândva, aici este. Pentru că ați îndurat în dragoste, primiți această nouă dragoste. Deci trebuie să iertați pe cineva, uite, vezi? Trebuie să iertați pe cineva care n-a acționat, nu a demonstrat și apare, ia uite, noua dragoste. Hai mă, peștișorii mami. Hai mă, peștișorii mami. Ce extraordinar împăratul vrea să vă oferă nouă dragoste. Hai să-l vedem cum face. Filmat. Ar merita filmat. Băi, ce de spectacol. Am zis, posibil să fie un personaj important. Dar trecând peste asta, în general, împăratul e stângaci în manifestarea și exprimarea, nu neapărat manifestarea. Pasiunii e ok, da, e tot ok. Tot foc, da. Dar în exprimarea dragostei e imatur. Rămâne de văzut dacă e același personaj, dar posibil să fie imatur în exprimare. Adică, știi, mie îmi place de tine. Ceva de genul ăsta. Și voi trebuie să pricepeți că de fapt îi place mai mult și că e îndrăgostit și că la, la, la. Posibil chiar acest personaj să-și facă stres. Sper nu voi, dragii mei. N-aș vrea să mai faceți, să mai stați la pas, să pierdeți nopțile. Da, super. Împăratul dorește să ofere dragoste, să luptă, da, conflicte, să luptă cu el, cu ații, cu bârfele. Ia uite, să meargă către voi, să vă întâlniți, pentru că împăratul merge către stea. Dacă voi vreți să creșteți spiritual, dacă voi vreți să fiți o stea în lume, să lăsați ceva în lumea, în lumea voastră, în urma voastră, că știți, da, asta e, fiecare știe ce vrea în viață. Eu asta vreau, întâmplător asta vreau, da? Și întâmplător asta sunt și poate nu întâmplător, da? E o expresie cam nepotrivită, da? Să lași ceva în urma ta, să ghidezi niște oameni, să faci niște fapte bune, nu? Că asta face steaua. Asta vă doriți. Să, ia uite, practicați compasiunea, cum zice, să practicați compasiunea, să exprimați credință, să inspirați oamenii la credință, la răbdare, la compasiune. Pentru că, măi, ați trecut și voi prin multe și da, vorbesc cu peștii care au trecut prin multe, nu cu cei superficiali. Da, nu cu ce superficial, că sunt și pești profunzi și frumoși. Ia uite, e obsesie aici, obsesie. Da, iar apare patru de monede, da, ține foarte mult la această întâlnire cu voi. Sufletul pereche, flacăra geamănă, ia uite, flacăra geamănă, ține foarte mult acest personaj, e obsedat. Ține, da, de această întâlnire, să vă întâlniți, ține, vrea să meargă. Dar sunt conflicte. Acum, conflictele înseamnă foarte multe. Părinții, prietenii, concurența, problemele cu banii, restricțiile care sunt în general acum, restricții de călătorie, de graniță. Poate omul nu vrea să se vaccineze. E dreptul lui, nu? Ca și mine, eu nu vreau. Și astea sunt niște lucruri de... Cine vrea, vrea să-i fie de bine. Eu nu vreau și poate nici el, și poate X-ul, S-ul, tot așa și trebuie să vezi cum poți.
A, în fine, am zis și eu așa, am dat un exemplu ca și problemă cu care trebuie să te lupți. Dar e fain. Și de-aia voi trebuie să ajungeți la stadiul de împărăteasă ca să vă apropiați de vibrația. E altceva. Ei trebuie să se apropie de vibrația spirituală și voi trebuie să vă apropiați de vibrația pământeană, pragmatică, un pic. Nu în sensul negativ. Mai trebuie să fiți și cu picioarele pe pământ, da? Totuși, trăim aici, da? Totuși, trăim aici, da? La capătul setului de cărți, șase de spade, eremitul. Este o tăcere, este o însingurare, este o călătorie lungă. Ia uite, aveți răbdare? Ce zice? Și ce întunecoasă și cartea asta. Aveți răbdare, am zis. Nufărul are o rădăcină lungă, crește din amol și crește și înflorește într-o nouă dimensiune deasupra apei, da? Asul de cupe. Dar și aici aceeași culoare, aceeași cromatică, de fapt. Tot așa. Lăsați în urmă tăcerea, însingurarea, frigul. Gata, ați găsit lumina, ați înțeles. Mergeți către soare. Aici este, vă este teamă, mai mergeți către soare, că stai soricelul. Mergeți către soare, ieșiți afară, măi, oamenilor. Știți cât am stat în ultimii de zile afară? E minunat. E, când e frig, nu stau chiar așa de mult, dar oricum. Este ceva, abia aștept să am mai mult timp să desenez florile astea care apar în jur. Vai. Bine, de expus se expun altceva, dar pentru mine am nevoie să desenez, să simt, să miros. Să cânt, să dansez, nu contează dacă fac bine sau nu fac bine, da? Trebuie să lăsați în urmă. Dacă a fost un triunghi, dacă au fost niște, da, știți ce înseamnă triunghi, da, triunghi amoros, dacă au fost niște probleme, blocaje, iar, lăsați-le, sănătate, lăsați-le, regrete, lăsați-le, confuzii, opțiuni, lăsați-le, iar, triunghiuri amoroase, unii au mai mulți bani, lupte, lupta egourilor, lăsați-le. Aduceți-vă aminte că în viață sunt oameni care nu înțeleg și aude asul de bâte. Da. Iar asul de bâte, valetul de bâte. Există această nouă dragoste care este foarte profundă, măi. Este foarte profundă. Cred că sunt două iubiri, îmi pare rău. Adică nu îmi pare rău. De ce îmi pare rău? Am zis-o și așa, din reflex. Nu, de ce îmi pare rău? Cred că sunt două iubiri, totuși. Asul de bâte. Berbec, leu, săgetător, nu obligatoriu, poate să fie și asem de apă, poate să fie oricine care are o nouă pasiune, dar nu e doar pasiune, am zis, sunt și emoții, uite, a zis, nu sunt doar dorințe ale acestui împărat, sunt și emoții, da? Uitați cum se confirmă, sunt și emoții, doar că e o distanță între voi, trebuie trecută această distanță și trebuie comunicare, o comunicare optimistă, inspirantă, da? Nu stresantă. Lăsați în urmă, ia uite, șase. Dorința cuiva de a călători. Unde ești? A, uite aici, da? Dorința cuiva de a călători. Eventual de a manifesta la lună plină eliberarea ca să manifeste la lună nouă călătoria, da? Primul pas, gestul, valetul de bâte, de cupe, asul de cupe, început. Oh, doi ași! Da. Ce frumos! Ce frumos! Doamne ajută! Doamne ajută! A, nu v-am zis voi, am zis la berbeci. Iată luna, mistere, confuzii, frici. Da, am spus la berbeci. Spuneam că la zodia noastră tot au apărut niște evenimente neașteptate, niște mesaje neașteptate de la cineva. În mod special tot apărea semn de foc. Măi, chiar s-a confirmat, dar nu de la persoana la care credeam eu. Sau, în fine, da? Asta am spus și la berbeci. Fiți atenți cu tarotul, nu mai vreau să dau zodii, dacă vreți să le citiți sau să vă zic așa la grămadă, sau oricum sunt cam toate zodiile, da? Să vă simțiți voi personajele. Aș vrea să citesc mai general pentru că vreau să fiți mai flexibili în interpretarea mesajelor și în primirea lor, să fiți mai deschiși la nou, la surprize. Spuneam că tot apăreau surprize și mesaje, da? Au apărut, dați în urmă la celelalte, aprilie, martie. Măi, chiar m-a căutat cineva, un berbec, apropo de berbec, chiar m-a căutat cineva cu care n-am mai vorbit, apropo de eremit, n-am mai vorbit câțiva ani.
și cu care avusesem o colaborare, iau de locul de muncă, avusesem o colaborare excepțională, am făcut o carte, el a editat, eu am făcut coperta, în fine, niște chestii foarte frumoase, din străinătate, de peste hotare. Dar eu mă gândeam când citeam, mă gândeam la altcineva și totuși personajul m-a sunat. Ela, cum vreți voi să ziceți, am avut niște probleme. Am pierdut pe cineva, apropo, cineva a pierdut, da? Am avut, a apărut și 5 de cupe, regrete, am pierdut pe cineva, n-am fost super depresiv, n-am putut să comunic. Vreau, te rog frumos, citește-mi harta natală și ajută-mă să încep, da? Asul de monede, asul de cupe, ghidează-mă, apropo de stea, ghidează-mă, vreau să încep ceva nou în viață. Da? Apropo de ce citesc, da, poate să fie asul de cupe, poate să fie, da, să oferiți voi ajutor cuiva, că ce practicați compasiunea, vedeți unde vă găsiți și ce se manifestă, da, nu putem, mă strădui, după cum vedeți, să și clarific, să dau multe variante, dar sunteți mulți, etalare general nu e doar de amor și lucrurile se manifestă cum se manifestă, surprize, nu. Deocamdată este mister. Vedem dacă sunt și surprize. Clarificând, te rog frumos, valetul de pâte. Ia uite, valetul de pâte. Și asta vrea să iasă. Ah, cavalerul de pâte. A crescut, ia! Bine, iubi! A mai crescut, s-a mai transformat. He, he, he. Deci valetul de pâte a schimbat energia înspre cavaler de pâte. Adică am zis, a crescut, încearcă să se maturizeze, să fie mai combativ, nu doar să tranca, să vorbească despre ce își dorește, desire, da? Eventual vrea să se mobilizeze, pe jos nu prea poți să mergi, da? Poate vrea să vină cu altă, da, formă de, cu altceva, eu știu, mașină, avion, tren, variază. Dar este o roată și apare un cavaler care oricum merge mult mai iute decât valetul, da, clar. Nevoia de mișcare, nevoia de a schimba energia. Acum, poate că și voi vreți, da? Dacă e un personaj la care țineți, se maturizează, da? De la cavaler, la rege, la... Da? Nu mă mie să apară și regele, da? La rege, la împărat, da? Vrea să fie altfel. Ia uite, până acum, da, vrea să schimbe. Are o obsesie. Da. Cu acestea, uite, 10 de cupe diavolul și 7 de spade. Este o stare emoțională teribilă, 10 de cupe, dar despre care nu vrea să vorbească, o ține ascuns. Și din cauza asta, energia devine toxică, insuportabilă și pentru cel care o simte și pentru cel care o inspiră, da? Pentru că cel ce o simte o proiectează pe celălalt. Dacă e vorba de voi, am zis că și voi puteți să schimbați energia, eventual să aveți de ales, pentru că există o alegere între un personaj mai matur și unul care e cuceritor, care chiar vrea să facă ceva, da? Și dacă e vorba doar despre voi, poate aveți o idee năstrușnică cum să faceți, eu știu ce, bani, eventual, dacă aici este sfatul, cum să faceți bani. Și măi, puneți-o în practică, că asta înseamnă schimbare de energie. Puneți-o în practică, treceți la acțiune. Călătoriți, vedeți, investigați, eu știu ce aveți de făcut, dacă e vorba de o idee. Poate să fie pe casa 10-a Capricornului, da? O strategie care să vă aducă bucurii. Hai că să mai interprete și altfel, mai învățați și alte lucruri. Clarificăm, te rog frumos, îndrăgostiții. Clarificăm îndrăgostiții pentru peștișorii mei, drăgălași. Patru de cupe. Plângeți după dragoste. Dacă a fost o oportunitate pierdută, probabil că plâng și ei. Aici este problema. Mergeți mai departe, schimbați energia. S-ar putea să fie dragostea după care ați suferit aici, dragostea în dură, care v-a stresat, care încă vă mai stresează. Aici e provocarea, dragii mei peștișori. Nu mai plângeți după ei. Nu mai plânge, baby. De șapte. Cineva v-a blocat. Șapte de bâte. Cineva a pus granițe.
în fața acestei iubiri și s-a ajuns la lacrimi. N-au fost ei pregătiți, mai dăm o carte totuși. N-au fost ei sau voi, variază, evident. Da, valetul de bâte. A fost un personaj imatur. Poate să fie unul și același care se schimbă și aici este provocarea. Cum îi veți vedea voi, dacă îi veți primi, știți? Da? Aici e provocarea dacă e unul și același, că e valetul de bâte în două poziții, da? Și central și ca provocare. Poate iar sunt două personaje de care aveți, față de care aveți atracție, dar unul a rămas imatur și v-a produs lacrimi pentru că n-a știut să aleagă această uniune superbă și celălalt din potrivă se schimbă și crește. Pentru că sunt totuși doi ași. Și am zis, este o dragoste veche în care ați îndurat și mai este o nouă dragoste. În care aveți un potențial, dar trebuie să aveți răbdare, să aveți pasiune și să aveți credință. Da? Trei de spade. Trei de bâte. Încercați să vă păstrați pe speranța. Interesant este că și aici apare împăratul. Și aici apare împăratul. Da, cineva vrea să muncească. Posibil acest împărat, ia uite-l. Posibil acest împărat vrea să muncească. Rămâne de văzut. Clarificăm, te rog, 10 de spade. 10 de spade în trecutul peștișorilor. Ia. 3 de monede. Da, poate să fie un triunghi amoros, poate să fie obsesia pentru bani a cuiva, da? Să aleagă în loc de relație, să aleagă banul, joburi peste joburi. Sunt multe variante. Iar 9, 8 de spade, 9 de cupe. Ia mai dăm o carte. Adică un stres și blocajul mental nu a permis să se manifeste un potențial pozitiv. Iar apare 10. Fantastic. Deci asta e. Puneți capăt. Gata, a apărut de două ori 10 în trecut. Puneți capăt acestui capitol. Cine v-a trădat, v-a mințit, puneți capăt. Pentru bani, pentru alte ambiții. Puneți capăt. Deci de două ori a apărut, da? De-aia și folosesc două seturi de cărți. Iau-te și 10 de bâte. V-a consumat energetic. A fost o relație karmică. Clarificăm 8 de monede. În viitorul, în trecutul apropiat. Cine acest 8 de monede? Ce înseamnă asul de cupe? Am zis o nouă dragoste la locul de muncă. Pe de-o parte, apoi, vindecarea voastră emoțională a venit și prin această muncă. Nu musai ai muncă interioară, nu musai ai muncă emoțională, cât și direcționarea emoțiilor și pasiunii în lucruri practice, da? Ca atunci când eu desenez, dar direcționez emoțiile și pasiunea în ceva practic. Acum, repet că poate să fie și o nouă dragoste, new love, la locul de muncă. Cineva vă idealizează eventual? Pentru că vă și steaua, vă și locul de muncă, cineva și socru, cineva vă idealizează la locul de muncă? Interesant, văd aici, ia vedeți și voi, dacă nu vă dor eu, zodia berbecului fecioare, dacă are legătură, deși aici e semn de apă, aici e semn de pământ, semn ca și semn alchimic, neapărat zodie, da? Neapărat zodie. Și totuși sunt aceste conflicte mentale. Luptă a egoului. Cum să o ia de la zero acest personaj? 8, 9. Ia uite, e extraordinar. Trebuie să treacă prin această moarte, da? Această renaștere. Ca să aibă puterea să lupte, să reziste nouă blocajelor, interdicțiilor, da? Și să o ia de la zero. Și pentru acest lucru există conflicte, poate are și niște persoane geloase, poate voi, poate vorba de voi, dar ține totuși de voi în legătură cu cineva, că e o nouă dragoste. Voi în legătură cu cineva. M-auziți, da? Ok. Mai dăm-mi o carte pentru 9 de spade, te rog frumos, clarificăm 9 de spade în prezent. 9 de spade.
Ia uite, valetul de monede, alt valet, tot dorința de a comunica, de a pune în practică, de a exprima ceva. Valoare, dorința de a crea. 4 de băte. L-am mai văzut 4 de băte, da? Dorința de a face un gest, de a invita undeva, la o întâlnire, la un restaurant, de a pune bazele 4 de băte, de a pune bazele unei relații. Dar e stresul teribil al vostru, al cuiva. Al cuiva, vedeți, dacă sunteți voi stresați sau ei. Mai dăm o carte, totuși. Clarificăm valetul de... Pentru cineva și știu pe cineva. Este cineva cu marcaj în zodia taurului. Știu pe cineva, da? O doamnă foarte generoasă. Da, zodia taurului, mare preot, care are un stres, își face griji. Poate voi vă faceți griji în legătură cu acest bărbat, cu acest... Da, bărbat, față de care simțiți multă dragoste, regele de cupe, semnul peștilor și taurului pentru unii. Dar sunt conflicte. Sunt conflicte interioare, exterioare în legătură cu această relație. Acum, dacă nu e asta, că nu-ți fi toți cu gândul la un taur, nu? Eu în acest moment nu cunosc niciun taur care să... În fine, poate că e necunoscut, dar eu nu știu. De azi, nu toți peștișorii se gândesc la tauri, dar este acest mare preot. Poate că unul e căsătorit și celălalt e necăsătorit. Unul este mai matur. Unul este mai matur, apropo, că e nevoia cuiva de a crește, de a se maturiza. Unul este matur. Este asumat, este profesor, este un ghid, cum am văzut mai devreme, este persoană publică și celălalt, nu știu cât o fi de persoană publică, dar este mai... Acum trebuie să studieze niște lucruri mult mai profunde. Și aici este stresul și al unuia și al celuilalt. Ce facem? Pentru că este o chestie... Ce facem? Ne ghidăm după tradiții, după ce zice lumea sau după ceea ce simțim? Nevoia cuiva de a studia cum să crească spiritual, de a studia cum să fie persoana asumată în legătură cu voi, eventual, regele de cupe. Sau cu dragostea care o simte. Da? Pe de-o parte, și voi vă doriți, cine vine să vorbească cu voi, valetul de bâte, de cupe sau de monede, să vă ofere, mai acest as de monede, o relație stabilă. Aici este și stresul vostru, vreți o relație stabilă, nu o aventură, da? Nu o chestiune trecătoare, vreți o dragoste profundă. Da? De aici este teama voastră că nu o să mai fie. Clarificăm, te rog frumos, asul de monede. Opt de monede. Interesant, opt de monede și aici, asul de cupe și acum asul de monede. Dacă ceva s-a înfiripat la locul de muncă al unuia dintre voi, în această perioadă este posibil să se materializeze această poveste de dragoste. Dacă. Sfatul este oricum să munciți și să vă creați voi stabilitatea voastră, în primul rând, da, prin 9, da, 8 și 9 să munciți. Și cu cât veți fi mai stabili, mai frumoși, mai iubitori față de voi, mai dezvoltați spiritual, cu atât îi provocați și pe ceilalți, oricine vine, da? Să vină într-o altă vibrație, mai înaltă, împăratul și asul de cupe, vedeți? Sfatul este, dacă primiți o ofertă, transformați-o și prin munca voastră, da? De-aia zice, aveți compasiune, adică, da, rămâne de văzut de unde vine oferta, dar orice ofertă vine, dacă o vreți să o primiți, primiți-o, dar și munciți. Ia uite, 2 de băte, 2 de monede, pardon, 4 de monede. Da, trebuie să alegeți, eventual. Ah, interesant.
Cineva s-ar putea să vă facă o ofertă care ține de bani, care vă va ajuta să vă găsiți această independență. Ia să vedem totuși cine e acest as de monede. Mai dă-ne o informație despre acest as de monede. Doi de spade, ce trebuie să alegeți, clar. S-ar putea și voi să trebuiască să alegeți între job sau într-o direcție în care ați mers, o relație în care ați muncit, iar dragostea în dură v-ați transformat și să alegeți între această situație mai veche care a trecut prin multe transformări și acest as de monede, da? Trebuie să alegeți. Acest nou început, această nouă dragoste, acest nou proiect. Unii dintre voi trebuie să alegeți, ori primesc asul și atunci devin mai independentă, mai ok, ori nu, rămân pe 8 și muncesc încă nu știu cât e singur, da? Dacă nu vreau să primesc această ofertă, mai am de lucru. Aici este alegerea, înțelegeți, da? E o chestiune care ține și de muncă și de muncă în relații. Ia uite, în relație cu flacăra geamănă, 4 de bâte, ia uite. Pentru că s-a stat din cauza că au fost obținuni, au fost confuzii. Îmi pare rău, sper că nu vă obosește și sper că găsiți informații interesante. Clarificăm valetul de cupe, influență exterioară. Cine acest valet de cupe care vine din exterior și oferă o cupă trăgălașă? Hodorong-trong brusc? E o situație trăsnet, neprevăzută, de care ori v-a separat sau care vine într-un mod trăsnet. Oho, te aflați pe calea tarotului, da? Au fost dezamăgiri. A fost un labirint prin care a trebuit să trece și unul și celălalt. Da? Suflete perechi, într-adevăr. Dar cineva n-a știut să aleagă, iar. Posibil, ce n-a știut să aleagă. Da, posibil să fie marcajete, asul de spade și valetul de cupe. N-a știut să-și exprime. Magicianul, gemeni, balanță sau vărsător. N-a știut să-și exprime emoțiile. Magicianul, valetul de cupe și asul de spade, da? În relație cu voi, doi de cupe sau... Da? Și a produs dezamăgiri. Și s-au încurcat lucrurile, labirintul. S-au încurcat lucrurile din cauza acestei lipse de, sau incapacități de decizie. Asta e. Mai dăm totuși o carte pentru acest turn și vale de cupe. Turnul și vale de cupe. Mai dăm o carte. Spânzuratul, da, s-au produs amânări. Dragostea în dură. Cineva trebuia să producă separarea, să producă amânarea. Da? Și altul să îndure până celălalt are viziunea, de fapt, ce? Sau visul? Sau trezirea? În legătură cu voi, eventual? Vedem o carte. Da. A fost o luptă între a bloca sau a cuceri. A bloca sau a cuceri. Mai dăm o carte, totuși, pentru această influență exterioară, te rog frumos. Mai dăm o carte. Cavalerul de monede. Nu mă ajută prea mult, doar că îmi spune că s-a dezvoltat foarte greu relația. Foarte greu. Camelcu a venit acest personaj. Confirmă și spânzurat. Și acum totuși vine inspirația și apare și trăsnetul și vine cu altă ofertă. Valetul de cupe. Vrea să spună ce simte. Și dacă spune, lăsați-l, practicați compasiunea. Împărăteasa. Și soarele. Și îndrăgostiții. Mai de ce cărți puternice, da? Cineva e îndrăgostit de la lună până la soare. Sau cum era melodia aceea? To the moon and back. Parcă așa era. Până la lună și înapoi. Vrea să existe creștere.
vrea să pună cărămidă la această relație, da? Rămâne de văzut. Una e să vrea și ce face. Pentru că totuși se pare că vine cu o ofertă. Repet, poate să fie două personaje diferite, pentru că aici este sfatul. Voi să vă concentrați pe muncă și dacă primiți ofertă, da, să alegeți corect. Vedeți aici? Aici este sfatul. Și aici este influența exterioară. Poate să fie două situații diferite. Ia. Aici este sfatul și influența exterioară. Acum, că e taur, că e balanță, că e leu, iar că e geamă, iar regele de spade, asul de monede, iar variază. Ideea este că cineva vrea să arate creștere, să-și arate emoțiile. Clarificăm 10 de cupe, te rog frumos, în poziția fricilor. Peștișorii mei, de ce nu speră? Ia uite. Da, este un ideal care a murit. Sau vă este teamă că o să moară acest ideal? Față de cineva sau idealul vostru în general? Față de ceea ce ar trebui să fie o legătură fericită? Dar nu moare, acest ideal se transformă. Acest ideal se transformă, dar interesant că a apărut moartea în poziția fricilor. A trebuit să vă temperați, să vă vindecați. Fost probleme de cuplu în loc să fie fericire, da? Tot apare împăratul pentru unii. Temperanța. Deci temperanța. Aveți răbdare, că scrie mai devreme. Da, clarificăm, te rog frumos, steaua în poziția dorințelor. Clarificăm steaua. E extraordinar. Nu se poate așa ceva. Steaua cu steaua. Ce vă doriți, dragii mei? Cum am zis mai devreme, că scrie aici, aveți credință, vă doriți să aveți credință. Vă doriți să vă vindecați de toate aceste trădări și suferințe. Vă doriți un om strălucitor, un om care e echilibrat sau care își dorește același lucru. Da? Dacă voi vă doriți steaua, vă doriți și un om care își dorește steaua, da? Care, da. Ce să mai zic? Hai totuși să mai încercăm cu încă, ia uite, luna. Să vă echilibrați emoțional după atâtea frici și confuzii. 9 de spade, luna, griji, stres, programe mentale, așteptări, 7 de monede, secrete, marea preoteasă, of. Hai mai dăm o carte, că sunt două stele, măi. Ai, interesant. Poate că, da, nu că poate. Pentru unii există și cazul ăsta. Voi creșteți spiritual, voi sunteți ca o stea, am zis, în mediul vostru și vă doriți pe cineva care este, radiază sau inspiră în mediul lor, măcar cât face și voi. Dar să vă oglindiți unul în celălalt. Două stele, da? Și să începe să formați o constelație. Hai să vedem. Mai dăm o carte. Clarificăm, te rog frumos, steaua pentru peștișori. Mamă. Eu cred că vine totuși un personaj foarte puternic. Fantastic. Tarotul. Mai e un personaj cu intuiție. Un personaj cu intuiție. Care tot așa a depășit situații foarte încălcite până să ajungă într-o poziție în care înțelege lucrurile dintr-o altă perspectivă, până să ajungă să se vindece. Dar dacă nu e un alt personaj, sunteți voi, căutând în tarot eventual, ascultând și etalarea mea și altor colegi, cumpărându-vă cărți, investigând unii dintre voi, astrologia aia, vreți să vă înțelegeți destinul, măi. Am dat deja niște variante. Vedeți pe unde sunteți? Poate sunt toate variantele, da? Poate sunt toate variantele. Ia uite, nebunul. Dorința de a o lua de la zero. Către destinul vostru, nu către relațiile karmice. 9 de cupe să vă iubiți. Și să întâlniți, iubindu-vă pe voi, 9 de cupe să vă întâlniți. Ia uite, cavalerul de cupe. Asul de cupe. Da, acest 10 de cupe, acest ideal care moare. Dar nu moare, se transformă. Vedeți lucrurile altfel. Dacă vă înțelegeți și harta natală,
Vedeți și ce aveți de așteptat, că poate ați așteptat până acum proiecțiile societății ale familiei, nu ale voastre. Că tot am văzut 9 și 8 de spade. Mai dăm o carte, totuși. Poziția dorințelor. 3 de cupe, întâlnirea cu sufletul pereche. Asta aveți. Ia uite, 10 de cupe. Hai, mă, o să fie. O să fie. Asta vă doriți. Hai să vedem ce se realizează. Ce frumos. Da, au fost probleme, dar acum o să urmeze și o perioadă mai bună. Asta vă doriți. De asta vă este teamă, da? Influențe exterioare și aici sunt sfaturi. Concentrați-vă pe muncă, dacă vine o ofertă, analizați-o, vedeți, primiți. Dacă nu vreți să munciți ca și până acum, clarificăm, te rog frumos, asul de cupe. Asul de cupe, clarificăm asul de cupe. Valetul de spade, ia, aveți toți valeții. Cineva clar își dorește comunicare, comunicare, valetul de spade. Cine comunică, va aduce și dragoste. Da. Mai dăm o carte pentru acest valet de spade. Ce cu acest valet de spade? Ce cu acest valet de spade? Marea preoteasă. Acest valet de spade. Marea preoteasă, știți că e pești, drac, scorpion. Poate să fie altcineva, semn de apă, dar eu cred că Marea preoteasă inspiră, că tot apare steaua de două ori, inspiră, are cunoștință de destinul său, de astre, că tu vă doriți să cunoașteți astrele și alte lucruri mai netradiționale. Posibil cineva simte această dragoste și vrea să o comunice, să vă comunice vouă. Dacă voi sunteți în această postură, vrea să vă comunice. Eventual, dacă nu sunteți în această postură, o să deveniți la un moment dat. Ideea este că vreți să vă vindecați, da? Vreți să vă întâlniți cu sufletul pereche. Există o comunicare care vă inspiră, totuși vă alină. Interesant. Deocamdată acest personaj a ținut secret, interesant, acest personaj a ținut secret această dragoste. Și totuși apare valetul ăsta de 4 ore, da? Dorința de a exprima. Mai dăm o carte pentru Marea Preoteasă. Ah. Cărțile. Dăm o carte. Da, poate pun prea multe întrebări, dar vrem să fim clari, da. 8 de cupe. A încercat să se detașeze de voi. A încercat să se detașeze de acest mister. Marea Preoteasă, un mister al acestei iubiri. Și se pare că totuși nu, că a rămas pasiunea. Clarificăm, hai te rog frumos, clarificăm și împăratul. Împăratul. Poate că voi vă veți detașa. 8-9, interesant. Împăratul este singur, își dorește o pereche. Până la împărat, s-ar putea voi să vă detașați. Voi să vă detașați de ei, dacă nu au un anumit comportament. Adică dacă vine cineva din trecut, după foarte mult timp, îi ascultați, ok, dar voi sunteți cei care vă decideți destinul, da? Împăratul, 9 de monede, ați putea să fiți voi echilibrându-vă viața, da? Puteți să fiți voi împărați, chiar dacă sunteți femei, da? Echilibrându-vă viața, fiind independenți, controlându-vă, cucerind noi teritorii, da? Noi abilități, da? Diferite reușite. Dar mai vedem. Pentru asta trebuie să vă luptați cu niște oameni individuoși. Mai dăm o carte pentru împărat și 9 de monede. Mai dăm o carte pentru împărat și 9 de monede.
A 8 de cupe. A 8 de cupe. Uite, aici am încurcat un pic, dar nu contează. Deci, de fapt, aici este 6. Eu am zis 8 de 6. Și aici este 8 de cupe. Aici este 8 de cupe. Deci, asul de cupe, ați văzut asul de cupe și împăratul. Asul de cupe, repet, a venit clarificat cu valetul de spade, dorința de a comunica cuiva, cu voi, eventual, pentru că simt această legătură telepatică, 6 de cupe. Refac un pic mesajul, că am fost obosită și am citit 8 în loc de 6. Dar vedeți, l-am simțit, l-am anticipat pe acesta. Da? L-am anticipat pe acesta. Șase de spade, care este și aici. Mai dăm o carte pentru împărat, 9 de monede și 8 de cupe. Mai dăm o carte. Da, dezamăgire. Este o tăcere, exact 6 de spade, dezamăgire, asul de cupe. Eremitul, scuzați-mă. De ce? Și acum ce face acest împărat? Pentru care e opțiunea acest împărat? Și mai ce? Faptul că are opțiune v-a dezamăgit. Faptul că a încercat să se detașeze emoțional v-a dezamăgit. Și vrea să renască. Asta era judecata. 8-9. Da, vrea să renască. Și ce face ca să renască? Își ascultă intuiția, da? Vă ascultă pe voi, eventual. Da. Vrea să se lupte. Pentru ce? 10 de cupe. Da, vedeți în ce poziție îl puneți, ce zodie, nu contează zodia. Deci aici a fost iar un personaj ambițios, încăpățânat, cu opțiuni, cu încerca să se detașeze emoțional. Și acum vine să ce? Să vorbească despre ce a înțeles referitor la voi și la această legătură. Că ce? Că-i fericit? Vedem o carte pentru putere. Da, are conflicte. Cum să renunce? Renunță, da, se consumă. 10 de bâte, conflicte verbale, mentale. În legătură cu această comunicare, valetul de cupe, cu această pasiune. Ce să zic? Da, se luptă. Trebuie să-și facă curaj, am înțeles. Trebuie să-și facă curaj ca să renască tot ce se poate renaște, pentru că simte foarte multe 9 de cupe față de voi. Clarificăm 9 de monede în viitor. Clarificăm 9 de monede. Ia uite, temperanța. Voi vă vindecați, creșteți spiritual. Aveți răbdare. Veți ajunge la postura asta. Da. Și vă veți întâlni cu răbdare, vindecați, independenți cu flacăra voastră, geamănă, 4 de bâte. Probabil regele de spade, cel care nu a exprimat până acum. Dar nu vorbesc de semn de aer, zic că rege de spade, da. Într-un mod neașteptat va încerca să exprime. Cum apare și aici turnul, va încerca să exprime. Ce se exprime, mămică? Regele și regina de spade, ori că a fost căsătorit, că am văzut aici, ori că sunteți perechea lor divină. Ia uite, o lume. E o lume invers. Probabil că a fost o distanță între voi și n-a putut manifesta acest as de monede care reapare aici. Și o să vină să o vă ofere, probabil. Pentru că încă n-ați încheiat niște treburi. A venit lumea invers, da?
N-ați încheiat niște treburi. Asta e. Au fost probleme de cuplu, la 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 la, dar voi cu răbdare vă veți întâlni cu flacăra voastră, geamă. Nu veți fi fericiți. Da. Cam atât, dragii mei peștișori. Sper că v-a plăcut. Da. Dacă nu mai dăm o carte. Da, luna. Încă sunt confuzii emoționale. Iar apare luna. Încă sunt confuzii emoționale, lucruri ciudate, misterioase. Responsabilități, relații care apasă. A, știți cum e? Cam viața, dragii mei. Cam viața. Am vorbit mulți? Mamă, foarte mult. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Vă pup și bucurați-vă de viață, de flori și de culori. Numai bine, ceau, ceau!